Dar de canat, tine nimic jos. Dai, poți să duci mai așa, așa. Și acum cotește, așa. Liniștit. Poți dai și un pic mai în spate dacă nu este la vale. Dacă poți. Ia vezi. Stai așa. Dacă nu stropoiești. Hai că merg. Ia, ia ce m-a făcut pe mine. Ha. Sâmbătă 3 iunie, ne-am campat lângă schitul Pahomie. Ne-am trezit pe la 7, ne-am făcut abietul. De ce minți? Te-ai trezit la 3? Da, eu de la 3 nu prea am mai dormit. E 8.41 acum, ne pregătim de plecare. Nu știu dacă o să avem vreme. Pare că am înnorat. Bă, dacă e așa, numai așa. Da. Am strâns cortul, mai am de băga husa. Mașina, trebuie să mutăm mașina. Cipi, cum stai cu cea unul ăla? Imediat e gata. Hai să mergem! No, 31. Părăsim locul de campare de la măsuță de aici. Ghiozdanele cam grele. Sper să țină vremea și să stăm totuși. Eu zic să stăm totuși două nopți, dacă tot că rămâne astea. Bă, vedem, stai. Hai că vedem sus cum ne simțim, nu știu, dar am pus mult pe ghiozdane. Un pic am prea mult. Dar Cipi, dacă își cumpără altă saltea și alt sac și alt ghiozdan, mai scad. Nu, bine, asta tu știi dacă vrei să investești. Dar de la salteaua și de la sac o să mai scazi acolo vreo 2 kg lejer. Și volum. Și volum, că imediat ne uităm și la ghiozdanul lui Cipi. Asta e ghiozdanul meu. Cât vezi în față, este și în spate. Bun, hai să vedem. Ial! Ial! Câte chile să aibă, mă? Nu-mi dau seama. 20 lejer. Eu așa zic, 20, undeva la 20. Chiar 20. Vezi cum ți-l prinzi pe brâu, men, să nu te tragă de umeri. Aia vreau să văd așa. Mai trebuie să ne luăm bețele să acolo, undeva mai sus. Hai, ticule, hai că poți. Hai că poți. Ial. Cum te simți? Ți-a trecut febra musculară. Ai avut, n-ai avut? Nu, nu umeri bine așa, da. Băi, e... Trebuie să-ți fac o poză cu aparatul din spate. E un pic te mai... Te tragi un pic, ca ieri, ha? Un pic mai greu. Un pic mai greu. Dar nu cu mult. 5 kg. Nu cred că 5, dar... Strânge-l bine pe brâu. Strânge aici, nu? Da. Am plecat. Stai. Ne vedem în Buila, Vânturarița, Muntele 2, traseul 7, coborâre, urcare. Borna 9. Schitul Pahomie, schitul Pătrunsa, haida. Da, ce mă dor coapsele, vai. Da. Nu n-au nimic. Acum. Hai să văd acum. Mă trebuie să vii să ne... Îmi faci un pic la... Cam sol! Ha. Bă! Și pe ce ar trebui să luăm un făgraș? De cine? Pe obreja! Du-te, bă! Haide!
curent. Vai de capul nostru. Ce urcare abruptă am avut. Ah, și ne-a prins norul. Nu se mai vede nimic în spate. Numai ceață, numai nor. Haida, haida. Mergem la refugiu azi. Și după aia să vedem cum ne mai ține vremea. Să vedem ce activități mai avem de făcut, pe care putem să le mai facem. Dacă nu, sacul de dormit și ai, stai la cald. Plouă și frig. Pam, pam! 1790. Șoaște vioara. Rău, rău, rău. Dar fain. Nu acum, că uite ce e. Aha. O oră jumate până la următoarea. Hai că merge. Unde l-am luat? Le-am lăsat cei drept un pic în urmă, dar... Ia zi. Ce zic, cât s-a dat? De jos. Uite. Ăsta șlapi. Ce faci, bă? Păi stai că nu se vede, trebuie să sting ăsta. Uite așa. Ia. Se vede, în 4 minute de față. Gata, trezirea. Acas, că plouă. Cât e azi, 4? Bună dimineața! Ora 11, cât e? Am plecat de la curmătura builei, e ceață, răcoare, suntem uzi la picioare maxim, dar na, ne-am încălzit cât de cât. Pe coborâre începe să-și pună cuvântul efortul și cam așa se vede coborârea de la de aici, de la obosit, nu mai știu cum îi zice. De la refugiu. Bun, hai, ne vedem mai jos, poate ieșim din ceață. Problema e că am pierdut traseul. Nu mai vedem marcajul, crucea albastră. Și am ajuns la grohotișul ăsta de aici, care vine de sus de acolo. Trebuie să-l trecem. Da. Aventură.
Ora 12 și 12, am intrat în pădure, am mers până la urmă pe punct galben, n-am mai găsit cruce albastră, a fost o coborâre destul de bună, să vedem ce ne promite pădurea acum. Să vedem. Hai, gicule! Grele! Grele, ceață! Arată, uite în jos ce e. Ceață deasă! Chi-chi-chi-chi! Ești la vânătoare. 12.48. Schitul pătrunsa. Am ajuns. Mai avem drum forestier. Oră 5. Și hai... Hai să mergem. Hai să ne schimbăm și poate intrăm la Pahomie. Salam, eu. Intrăm. Pune-și acolo, rămâne. Dacă tot suntem în zona aceea. Unde crezi? Unde A fost o aventură interesantă, cu multe lecții de învățat. Bă, dar pe aici ai drumul, mă. Ha? Da, ideea e că trebuie să-ți închizi bine și ghiozdanul, nu numai corpul. Bărbătem 2-3 ore, urgă, nici ceva, băieții așa. Pe 3 ore jumate, 2. Schitul Pahom e 45 de ore. Stai să te vedezi, să te vedezi și tu. S-a tăiat cheia, 45 ore, schitul lejer 2-3 ore. Deci mai avem o oră dacă mergem lejer. Maxim o oră. Dar stai că arată în dreapta, așa. Sau poate încolo? Nu cred. Poate trebuie să treci prin curtea bisericii, prin schit. Hai înapoi să întrebăm. Hai să vedem. Cine vine? Uite că mai sunt drumeți. Nu știu ce i-am întâlnit sus, să vin acum. Hai să vedem, să vedem. Da. Deci, hainele trebuie izolate foarte bine. O să întâmplă. Mai ales ghiozdanul. Că dacă te udă, să ai haine uscate. Hai călușarii! 12.22. Schitul Pahomie. Aici în spate. Nu știu cât se vede. Bui la vânturarița. Asta a fost. Mai avem câțiva metri până la mașină. Da, păcat de vreme, dar mai venim.